Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Și astăzi vrem să continuăm să dezbatem un subiect fierbinte legat de românii de pretutindeni. Știm că zilele trecute a apărut un manual în limba moldovenească, mergându-se pe aceeași linie sovietică în regiunea Odessa. Și vrem să dezbatem acest subiect, ce se va întâmpla, va rămâne limba moldovenească sau Ucraina se va ține de cuvânt când a promis României că va scoate această sintagmă, sau mai bine zis, acest fake news și va introduce în manualele școlare din Ucraina limba românească, pentru că acolo sunt români. Pentru a dezbate acest subiect, l-avem ca invitat pe Anatol Popescu, președintele Asociației Basarabia și, din numărul, reprezentant, mai bine zis, al românilor din regiunea Odessa și din sudul Basarabiei. Este cel care a dezvăluit presei românești și internaționale acest caz, în contextul în care, din păcate, în școlile românești din Ucraina, cel puțin în zona de sud a Basarabiei, se predă în așa zisa limbă moldovenească. Domnul Popescu, care e situația? Acum 10 zile, pe 6 noiembrie, din greșeală, o editură cu care am corespondat anul trecut, într-un context foarte interesant, anul trecut editura Sfit, o editură abonată la Comenzile Statului Ucrainean și o editură de stat din Ucraina, a apelat la mediul asociativ românesc din Ucraina ca să sprijinim financiar editarea și tiparul unor manuale de limbă română și, culmea, și limbă moldovenească. Din discuția noastră, evident că nu aveam nicio intenție să finanțăm o editare de manuale în limba moldovenească anul trecut, cum nici acum nu avem. Le-a rămas probabil în poșta electronică adresa mea și m-am trezit pe 6 noiembrie cu o scrisoare în care, de fapt, nu mi se adresa mie, dar... A ajuns să luați. Da, era o discuție cu autorii de manualele respective în limba moldovenească. Într-un circuit închis, Popescu, Fetescu au greșit și mi-au trimis mie. Schițele la coperțile unor manuale de clasa a 5-a de limbă moldovenească și literatură moldovenească și universală, care, de fapt, se află în stadiul de editare și trebuie să fie tipărite comanda existând deja de stat. Văzând, evident că m-am sesizat, am relatat și colegilor din Consiliul Național a Românilor din Ucraina acest aspect, în data de 10 noiembrie am expediat din partea comunității Consiliul Național a Românilor din Ucraina un memoriu cu 8 puncte solicitări către conducerea Ucrainei de a implementa promisiunile de acum o lună, din 10 octombrie 2023, ale celor doi președinți, Iohannis și Zelenski, de la București și respectiv declarația oficială a Guvernelor României și Ucrainei de la Kiev din 18 octombrie, care au rămas doar niște declarații. Nu a apărut niciun document oficial timp de o lună și ceva, nu a apărut nicio reacție a autorităților ucrainene, nicio declarație. În presă era doar declarația domnului premier Ciolacu la acest subiect. Scuzați puțin, trebuie precizat că noi am avut o emisiune special pe acest subiect și am pus sub semnul întrebării această declarație care mi s-a părut mai mult propagandistică, cu asta legată de faptul că Ciolacu anunțase că limba moldovenească a dispărut din momentul declarației. Din momentul declarației. Fapt care nu era adevărat. Exact. Nu știu cu ce scop nu s-a făcut public acel extras din protocolul, din procesul verbal al ședinței Guvernului Ucrainean din 18 octombrie, care confirmă că
De fapt, are trei aliniate. În primele două, zice, se referă la relația Ucrainei cu Republica Moldova, în contextul cărora trebuie abordată doar limba română, limba de stat în relația cu Republica Moldova. Și al treilea aliniat zice că să se pună la consiliere ministerele de resort, externele, Ministerul de Educație, Ministerul Culturii din Ucraina și să convină să dea niște propuneri pentru legiferarea cumva chestiunii limbii moldovenești române din Ucraina. Nu instituie, deci nu are un termen expres, nu zice, nu se referă la acea formulare fără întârziere în ambele declarații și a președinților și a premierilor român și ucrainean. Apare o formulare fără întârziere. Asta ar însemna imediat. Asta ar însemna, să zicem, în maxim 30 de zile lucrătoare să se pună în aplicare acele hotărâri. Pe când noi ne-am trezit că peste o lună de zile... Imediat au apărut manualele în limba. Da, într-o lună de zile, printr-un fapt fericit în cazul nostru, au ajuns acele coperți la mine. Eu le-am înaintat mai departe presei, dar nu am ezitat să formulăm și solicitările de rigoare către autoritățile de la Kiev, evident, și între timp, cercetând comanda de stat pentru publicarea concursuri pentru publicarea unor manuale, s-a constatat că în data de 2 octombrie, Ministerul Educației din Ucraina a emis 5 ordine a Ministerului Educației pentru concursul de editare și tipar pentru manuale de limbă moldovenească de clasa 1, clasa a 7 și clasa a 11, da, pe lângă cele de clasa a 5, coperțile cărora au apărut în presă. Mai mult decât atât, mergând mai departe, după ședința guvernului ucrainean și român de la Kiev din 18 octombrie, la două săptămâni, pe 31 octombrie, ministrul educației ucrainean, Oxen Lisovui, care a fost la această ședință bilaterală, a semnat un ordin pentru organizarea în anul școlar curent a următoarelor olimpiade școlare și discipline, printre care și olimpiada de limbă română și olimpiada de limbă moldovenească. Deci nu este limba română pentru cei din Bucovina de Nord, în Ucraina, pentru românii din sud, așa, în limba moldovenească. De vreo 10 ani în urmă, cel puțin, noi, mediul asociativ românesc din sudul Basarabiei, am înaintat diferite și multiple demersuri către Ministerul de Resort de la Kiev, ca să admită finaliștii etapei regionale la olimpiada de acea limbă moldovenească pentru regiunea Odessa, la etapa națională la Cernăuți, pentru Olimpiada Națională de Limbă Română. Întotdeauna s-a mizat pe faptul și s-a confirmat că nu se poate, fiindcă sunt limbi diferite și nu au ce căuta românașii noștri din sudul Basarabiei la Olimpiada Națională de Limbă Română. Cu părere de rău, nici Ministerul de Externe nu ne-a ajutat prea mult în această chestiune. Ministerul Român de Externe, mă refer, fiindcă au știut orice mișcare. Noi practicăm informarea Ministerului de Externe și Departamentul pentru Români de Pretutindeni la aceste subiecte dureroase. Sunt niște subiecte foarte importante și apariția acestor manuale și olimpiadele de limbă și literatura română și aceea moldovenească și tot așa. Dar știți ce vă întreb, scuzați? Când sunt subiectele acestea pentru limbă română și limbă moldovenească, nu o să folosesc acești termeni, nu este aceeași limbă română și de o parte și de alta? Din punctul nostru de vedere, nu există limbă moldovenească diferită. Spun, dar acele subiecte, când sunt făcute și că limba română și limba moldovenească. Deci, și există diferențe, nuanțe, Dacă vă referiți la programa de studiu a limbii moldovenești, autorii acestei programe, recomandate apropo de Ministerul de la Kiev, de 25 de ani de zile să recomanzi o inepție, este o crimă din punctul meu de vedere. Da. Autorii acelor programe caută să infiltreze acolo mai ales autori de literatură și proză și așa din Transnistria, mai mult din Republica Moldova, din cei scoși deja din programa de limbă română, chiar și la Chișinău. Autori mai prosovietici, mai cântăreți ai perioadei comuniste și așa. Infiltrându-i
De parcă ar fi, de parcă n-ar fi scris și ei în limba română, de parcă ar fi scris într-o limbă moldovenească sau alta diferită de limba română. Este o abordare absolut greșită și criminală din punctul meu de vedere, pe care a îngăduit-o și pe care a recomandat-o în repetate rânduri, un sfert de secol, 25 de ani, această programă a persistat. Ministerul de Externe, sub diferite guvernări, Ministerul Educației, sub diferite guvernări de la Kiev, a menținut această programă. Cu părere de rău, s-a ajuns unde s-a ajuns, datorită, practic, războiului și a necesității Ucrainei de a avea relații cât mai bune cu România, a mers la această cedare pe problema limbii moldovenești, Kievul. Cu părere de rău, nu avem nicio bucurie de la războiul din Ucraina, dar nu trebuia să se ajungă aici, trebuia să se deschidă subiectul mult mai devreme și aici avem o parte de vină și a guvernării și a mediului politic românesc, fiindcă nu a insistat suficient de mult pe această problemă, mai ales din momentul în care în anul 2008 a fost sistată monitorizarea bilaterală a respectării drepturilor minorității naționale române din Ucraina, chiar în sudul Basarabiei. Da, ei au găsit tot justificarea, am văzut și eu un comunicat dat de guvernul de la Kiev, că de fapt este vorba de niște manuale care au fost angajate undeva în vară, înaintea discuțiilor care s-au purtat la nivel guvernamental pentru eliminarea limbii. Da, Kievul acum, de că a fost ceva mai precedent din primăvară-vară, dar să nu uităm că la 16 martie la Chișinău Parlamentul a hotărât ce a hotărât și a readus în Constituția Republicii Moldova denumirea de limbă română. La 23 martie Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a semnat această lege. Nu înțeleg de ce Kievului i-a luat 7 luni de zile ca să recunoască că limba oficială a statului Republica Moldova este limba română. Oare nu de aceea ca să aibă ce să pună pe masă în tratativele cu partea românească? Ca element de asta negociere, ca să nu zic de exact. De șantaj. Ne dați nu arme? Cred că e șantaj, ar fi mult spus. În semn de respect pentru Chișinău și pentru decizia Parlamentului și a președintei de la Chișinău, ar fi putut să o facă imediat sau ar fi putut să o facă pe 31 august de ziua limbii române, să zicem, da? Apropo de ziua limbii române, am solicitat din partea Asociației Basarabia, cu ocazia zilei limbii ucrainene din România, sărbată pe 9 octombrie, să instituie în semn de respect pentru limba română și că se dezic de limba moldovenească în Ucraina, să instituie 31 august ca zi a limbii române în Ucraina. Cu părere de rău, până azi nu am primit niciun răspuns. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Am văzut că a avut o reacție și premierul Ciolacu, a găsit niște justificări stupide a acestei asta măsuri luate de autoritățile ucraine privind editarea manualului în limba moldovenească și aveți semnale că totuși partea ucraineană se va ține de cuvânt? Dacă a apărut aseară în jur de ora 8:30 pe site-ul Ministerului Educației de la Kiev, un comunicat de presă, nici măcar nu este un act asumat, semnat sau ștampilat de Ministrul Educației, a apărut un comunicat de presă prin care Ucraina se obligă să schimbe terminologia aceasta din moldovenească în română, în mediul educațional. Nu se zice, cu părere de rău, iar nu au nicio referință, fără întârziere, în cât timp, în 30 de zile, într-un an de zile, într-un mandat prezidențial, când se întâmplă toate schimbările astea, nu se zice nimic deocamdată. Noi vom insista în continuare și pe redenumirea și unificarea programei de învățământ în limba română, să învețe și copiii și elevii din sudul Basarabiei după aceeași programă cu Cernăuțiul și cu Transcarpatia. Dar când? Cred că la anul școlar următor, că acum din păcate a început. Ar fi de preferat să se miște mult mai repede. Eu consider că așteptând momentul decembrie 2023, când Uniunea Europeană ar trebui să se pronunțe politic pe
șansele de aderare ale Ucrainei. Probabil că într-o lună de zile ar trebui să se întâmple niște lucruri, să intervină niște ordine ministeriale, să ajungă în școli, să fie sustrase sau extrase aceste manuale de limbă moldovenească din școlile românești din sudul Basarabiei. La acest capitol nu-mi imaginez cât de repede ar putea să schimbe, să aducă, să compenseze cu manuale de limbă română. Aici ar trebui să negocieze foarte bine diplomația română, fiindcă la momentul actual este foarte problematic să aduci manuale din limbă română din Republica Moldova sau din România, fiindcă nu corespund programei școlare, evident, din Ucraina, dar ar fi, cred, un semn de deschidere a părții ucrainene dacă ar accepta măcar donarea, fără impedimente, a literaturii artistice pentru ciclu școlar primar, gimnazial, liceal, ar fi foarte bine. Da, și plus că această programă ar trebui făcută în urma unei colaborări între cele două ministere de resort din România și Ucraina. Când să existe un departament special în cadrul Ministerului Educației la noi și la ei, să existe o comisie, mai bine spus, ar fi așa, pentru realizarea acestei programe și pentru editarea de cărți, pentru că România poate să facă lucrul acesta, nicio problemă. Bineînțeles, cu acordul părții ucrainene, deci nu e de nicio problemă. Evident, ca și intermediar și participant la acest proces ar trebui să fie o colaborare trilaterală, aș zice, și Chișinău ar avea foarte mult de ajutat în acest sens, fiindcă și Republica Moldova a beneficiat în repetate rânduri de finanțări de la București cu privire la editarea manualelor în limba română în Republica Moldova. În acest sens, sper că se vor deschide mult mai repede aceste oportunități și că vor profita de această deschidere absolut toată lumea, atât românii din Ucraina, cât și ucrainenii din România, și să vedem o colaborare mult mai strânsă și o bună vecinătate deplină și deschisă. Ideea este că până la urmă lucrurile se vor rezolva. Cât ar încerca să te tergiverseze partea ucraineană, pentru că altă șansă nu au, deci ei trebuie să aleagă foarte clar, să se rupă total de Moscova, dacă vor într-adevăr să intre în Uniunea Europeană, să intre în Europa civilizată. Și asta înseamnă respectarea drepturilor românilor din Ucraina și respectarea drepturilor omului în acea zonă și respectarea drepturilor minorităților la un nivel de standard a Uniunii Europene. La primul nostru interviu am zis că reconcilierea adevărată în relațiile bilaterale româno-ucrainene va începe atunci când va apărea documentul și confirmarea că Ucraina s-a dezis de limbă moldovenească și că implementează limbă română în școlile seculare românești din sudul Basarabiei. Deci consider că din acest moment, de aseară de fapt, de ieri seară, din 16 noiembrie, această perioadă s-a deschis și în acest întreg proces de reconciliere bilaterală și postbelică după terminarea războiului cu Rusia, probabil procesul se va încheia atunci când Ucraina va condamna consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. Asta este clar, dar din păcate, nu știu dacă se va întâmpla, pentru că va dura. Toată lumea era sceptică și cu acest moment, dar se întâmplă. Știu. Trebuie eliminate consecințele pactului de Ribbentrop-Molotov, dar niciodată nu o să condamne pactul Ribbentrop-Molotov și din cauza faptului că România nu a reușit să introducă această condamnare în tratatul bilateral România-Ucraina din 1900. Nu neapărat. Dacă se poate, dacă pot ajunge la momente de reconciliere cu partea poloneză, la masacrul din Volâni, cred că nu este departe și momentul când doi președinți ai Ucrainei și ai României ar putea să depune flori și să comemoreze victimele de la Lunca, de la Biserica Albă. Deci la Fântâna Albă ar fi foarte important aceste gesturi și popoarele au nevoie de asemenea semnale politice bilaterale foarte importante. Da. Mulțumim foarte mult că ați fost la noi în emisiune. Și eu mulțumesc. La revedere!